Președintele României, Claus Iohannis, a anunțat astăzi că respinge remanierea guvernamentală înaintată recent de premierul Viorica Dăncilă. Această remaniere este un fel de farsă. Nu are absolut, dar absolut nimic de a face cu îmbunătățirea actului de guvernare, chid că de așa ceva am avea nevoie. Nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României. Este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD-ului. Guvernul a propus remanierea ministrilor justiției Tudorel Toader, fondurilor europene Romana Plumb și românilor de pretutindeni Natalia Intotero. Primul a pierdut sprijinul PSD, iar cele două doamne și-au dat demisia din guvern deoarece candidează la alegerile europarlamentare din 26 mai. Însă, președintele nu este de acord cu persoanele propuse să înlocuiască pe foștii miniștri, adică deputatul Eugen Nicolicea la justiție, deputatul Oana Florea la fonduri europene și senatorul Tit Liviu Brăiloiu la Ministerul Românilor de Pretutindeni. Cele trei propuneri care au fost făcute pentru a înlocui miniștrii care pleacă sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcția de ministru și în consecință nu accept această remaniere așa cum mi-a fost propusă. Președintele a anunțat că a avut o discuție telefonică cu primul ministru Viorica Dăncilă, care i-a propus fie să vină cu alte propuneri pentru cele trei portofolii, fie să vină cu variante de miniștri interimari.